Dacă reușim să-i formăm unui copil un program în urma căruia să nu mai folosească Pampers-ul, deci să aibă un control sfinterian, iarăși un program, e un succes extraordinar. Cam în felul ăsta se măsoară succesul la noi, știți? Asta înseamnă. Să-i învățăm cât de cât să fie autonomi, cât de cât, măcar parțial autonomi.